Anul trecut, compania feroviară română a trecut prin mai multe transformări impuse de situația financiară nefavorabilă. Una dintre ele a constat în concedierea masivă a personalului atât la CFR Călători cât și la CFR Marfă, iar filialele locale nu au fost excluse. Ultimele salarii compensatorii au fost plătite anul acesta în iunie. Din luna mai, sindicaliștii din CFR au semnat un acord cu administrația în care deocamdată au promis că nu vor avea acțiuni de protest până pe 30 septembrie, când doresc anumite schimbări în viața lor, în special semnarea unui nou contract colectiv de muncă prin care să se prevadă facilități precum mărirea salarială și acordarea unui număr mai mare de etichete de masă. Am cerut semnarea unui nou contract colectiv de muncă în care să ne fie date înapoi drepturile pierdute în anul 2009. Concret, vrem înapoi prima de Crăciun, prima de Paște și prima de vacanță, a afirmat Gheorghe Spânu, liderul sindicatului Mișcare Comercial Dobrogea CFR. Vom negocia salarii mai mari. Trebuie pornit de la aplicarea salariului minim pe economie la clasa A de salarizare și aplicarea formulei de calcul a salariului din vechiul contract colectiv de muncă, a mai spus sindicalistul. În perioada acordului, ceferiștii au primit tichete de masă, lucru care, în opinia lor, trebuie să se mențină și după data de 30 septembrie, iar numărul tichetelor ar trebui chiar mărit. În această perioadă am primit, conform legii bugetului de stat, tichete de masă, câte 15 lunar pentru CFR SA și 10 la CFR Marfă și Călători. De la 1 octombrie sperăm să revenim la drepturile prevăzute de noul contract colectiv de muncă pe care administrația a promis că îl vom semna și prin el să ni se acorde tichete de masă pentru fiecare zi lucrătoare, a declarat Gheorghe Spânu. Sindicaliștii au acceptat această pauză, dar sunt hotărâți să înceapă acțiuni de protest în cazul în care nu le vor fi soluționate doleanțele, în primul rând prin semnarea unui nou contract colectiv de muncă care, potrivit lor, le-ar conferi stabilitate.